Bună ziua! Așa cum v-a spus și domnul președinte, cu puțin timp în urmă au avut loc alegerile la nivelul municipiului Focșani pentru organizația de pensionari. Noua echipă a rezultat în urma acestor alegeri și a propus să dezvoltăm organizația, să creăm o organizație puternică la nivelul municipiului Focșani, și special pentru acea parte a pensionarilor care au orientare de dreapta sau de centru dreapta. Noi știm și am luat în considerație acest lucru. Pensionarul este un observator corect, fidel și sincer al societății. Și ne-am gândit să creăm un cadru și să asigurăm posibilitatea ca propunerile, observațiile și sugestiile lor să poată ajunge la nivelele la care să iau decizii sau acolo unde noi trebuie să intervenim pentru a remedia situațiile. Pentru aceasta ne-am gândit să constituim la nivelul acestui birou un registru pensionarului, care să rămână permanent și unde orice pensionar care are propuneri, sugestii sau o anumită observație, fie din bloc, din cartier sau, mă rog, la nivelul municipiului sau chiar la nivel național, să poată veni aici, solicită la secretariat acest registru, își scrie numele și prenumele, lasă un număr de telefon sau adresa în cazul în care nu are telefon și își trece în registru propunerea, observația sau, mă rog, sugestiile respective. Urmând ca acest registru să fie consultat de noi și selecționat pe teme și adus la nivelul biroului permanent al municipiului și de aici ele îndreptate prin consilierii noștri la nivelul Consiliului Local sau dacă sunt probleme de nivel național către conducerea centrală a partidului. De asemenea, noi considerăm că există un potențial apreciabil la nivelul pensionarilor care îmbrățișează orientările de dreapta și care pot să-și aducă un aport foarte important în alegerile locale și chiar în alegerile naționale. În ce privește acest punct, cred că pentru început, cam atât aș putea să spun, urmează ca în măsura în care reușim să primim anumite propuneri, observații și sugestii de la pensionarii noștri, să pot să vi le prezint. Totuși aș vrea să mă opresc la un aspect, că și eu sunt pensionar și eu observ cam ce se întâmplă în municipiu și mai ales când e vorba de banul public. Locuiesc în zona sud și de curând a început să se realizeze plombarea găurilor din asfalt. Un lucru foarte lăudabil. Dar modul în care se efectuează această lucrare, chiar dacă nu sunt specialist, cred că ridică foarte multe semne de întrebare. Eu consider că în măsura în care s-a făcut decopertarea pentru pregătirea de turnată asfaltului, trebuie neapărat să intervină pentru a se asigura o curățenie perfectă, adică fie cu un jet puternic de aer care să scoată tot nisipul, praful de acolo, după care să intervine cu acea parte mai fluidă, păcură sau aceste care să asigure priza între asfaltul nou și cel vechi și pe urmă trebuie să efectuăm turnarea respectivă. Ori acum, deci, nu se face această operație, acolo în crater respectiv rămân destule resturi de pământ, nisip, praf, se dă un pic cu canciocul cu acea substanță lichidă care ar trebui să asigure priza
și se vine să toarnă asfalt. Eu cred că nu realizăm o etanșare corectă între cele două straturi și pătrunde apa, iarna îngheață și știm foarte bine ce se întâmplă. De asemenea, ce am mai observat? Deci nu s-a ajuns bine la capăt cu aleea stadionului, că deja la Amadeus, la restaurantul Amadeus, a început din nou să vină cu frezele, să tai un nou canal sau un nou șan. Și e greu de presupus ca până când vine iarna să mai vină cineva să mai refacă să toarne un nou covor asfalt. Eu cam atât. Deci dacă aveți întrebări, cu plăcere vă le aștept.